partener de viață și de scenă, Silvana Râciu și Nicușor Ioniță au pornit la drum și în afaceri. Din dragoste pentru muzică și dornici să ajute tinerii talentați, Silvana și Nicușor și-au deschis o școală de muzică pe băncile căreia cei care aspiră la o carieră artistică dezleagă tainele muzicii, studiind canto, mișcarea scenică, dar și cum să-și aleagă cu atenție repertoriul. Școala de artă interpretativă Story Music susține artiștii la început de drum, ghidați cu atenție și profesionalism de cei doi profesori, Silvana Râciu și Nicușor Ioniță. Care este secretul reușitei lor? Aflăm în câteva clipe. Colegilor, bună dimineața tuturor! Doamnelor, domnilor, este luni și începem săptămâna împreună cu dumneavoastră, această săptămână foarte importantă pentru toți creștinii, săptămâna patimilor. Bună dimineața, dragul meu Mihalis, bună dimineața, doamnelor, domnilor, bună dimineața, colegilor, prieteni dragi din lumea întreagă. Intrăm din nou în căsuțele dumneavoastră cu toată energia noastră frumoasă, cu gânduri bune. Vrem să vă întrebăm cu ce gânduri intrați dumneavoastră în săptămâna patimilor. Noi am adus oameni frumoși în această dimineață la matinali și populari care să ne încânte sufletele. Așa este, draga mea Lavinia, doamnelor, domnilor, deja am postat o fotografie atât pe Facebook cât și pe Instagram. Așteptăm mesajele dumneavoastră, așteptăm să ne spuneți care sunt gândurile dumneavoastră în această perioadă, așteptăm să ne spuneți ce fapte bune faceți. Bineînțeles, așteptăm mesajele și la 1204, 1 euro plus TVA. Pentru că simt miros de sărbătoare, dragul meu Mihalis, am ales să port în această dimineață o ie de la prietenii noștri, cei mai noi și cei mai talentați. www.ocaua.ro, vă mulțumesc din suflet pentru aceste hăinuțe tradiționale foarte, foarte frumoase. Și îți vine foarte, foarte bine, draga mea Lavinia. Și vreau să te întreb cu ce gânduri intri tu în această săptămână a patrulor. Eu intru cu gânduri frumoase și mai ales că le-am pregătit telespectatorilor noștri o mulțime de surprize și în această săptămână, dar și în săptămâna și următoarea săptămână și în ziua de Paște, pentru că să nu uităm, de la orele 8:30, duminică, intrăm în căsuțele dumneavoastră cu o petrecere pe cinste, așa cum ne place nouă românilor. Patru ore vom fi în căsuțele dumneavoastră și, bineînțeles, vom fi și la mesele dumneavoastră, că ne dorim foarte tare să stăm împreună la masă în ziua de Paște, dar până atunci mai avem ediții speciale și joi. În Joia Mare vă invităm la o întâlnire cu un alt preasfințit, Teodosie, în Vinerea Mare, și în Joia Mare am pus fetele la înroșit ouă. O să vedeți ceva ce nu ați mai văzut până acum la televizor, drept pentru care aveți toate motivele să stați alături de noi. Să aveți o săptămână extraordinară, dragi prieteni. Vrem să aflăm de la dumneavoastră ce obiceiuri și tradiții se mai păstrează în această săptămână, ce e bine de făcut și ce nu este bine de făcut. Vom vorbi cu dumneavoastră, dar și cu invitații noștri de astăzi. Și dacă a venit vorba de invitați, le și spunem bună dimineața. Te rog frumos, draga mea, Nicușor Ioniță, bună dimineața. Domnul profesor, în calitate de îndrumător în această dimineață, la matinal și populari. Sigur, bună dimineața, bine v-am regăsit. Am revenit cu bucurie în casa voastră. Ne simțim foarte bine și vă mulțumim frumos pentru invitație. Să știți că și cursanții noștri de la școala noastră de muzică sunt foarte încântați ori de câte ori vă revăd. Ne bucurăm! Ne bucurăm foarte tare și de-abia așteptăm pe o parte să-i revedem, cu alții să facem cunoștință în această dimineață. Și pentru că ați venit și vă avem
cum să zic, așa, un început de săptămână, o săptămână în care cu toții poate încercăm să facem o introspecție între noi, să ne regăsim, să fim mai buni, să fim mai generoși. Vreau să te întreb și pe tine, Nicușor, cum intri în săptămâna patimilor? Să știi că, în primul rând, intru în păcat. Adică nu am nicio datorie din urmă, să zic așa, cu speranță, pentru că se apropie Sfânta Sărbătoarea Paștelui, cu speranța de mai bine pentru noi toți. Și bineînțeles că în această săptămână am primit și un canon de la preotul meu duhovnic, un canon foarte frumos, zic eu, și pot lua exemplu și cei de acasă. În această săptămână voi ține post în fiecare zi pentru o persoană dragă mie. Foarte N-am frumos. Mai auzit lucrul acesta până acum, să știi. Să vă spun adevărul, m-am împărtășit ieri așa. Și alaltă ieri ne-am și spovedit cu toții și îi spuneam părintelui că am o poftă exagerată de brânză. Și zic, părinte, vă rog eu, mă dezlegați pe mine măcar de brânză, că sunt topit. Ai ținut tot postul, Nicușor? Da. Toată da. Ești o brânză topită, cum ți-aș da. Toată familia. Și a zis, domnul Nicușor, știți bancul cu bulă și cu ștrul? Eu zic, părinte, știu, dar nu de-astea ortodoxe. Ca să fim un pic, așa. Avem un preot duhovnic extraordinar, părintele Cătălin. Și zice, bulă și ștrulă s-au dus la un coleg. Colegul stând la etajul 10. Când au ajuns, liftul nu funcționa. A urcat 8 etaje la care bulă a spus, bă, ștrulă, eu nu mai urc, nu mai pot, eu mă întorc înapoi. Așa faceți și dumneavoastră. Ați ținut 6 săptămâni de post și vă încurcați și în acum? Ultima săptămână. Și drept dovadă vă dau și canon. Sau ce mi-a plăcut cel mai mult a fost, dacă dumneavoastră după 6 săptămâni de post nu mai puteți, Iisus Hristos oare mai poate să ducă de atâta timp Corect. Să ne ducă pe toți? Sau dacă ar exista situația în care familia dumneavoastră, cei dragi ai dumneavoastră să fie sănătoși și ar trebui să țineți post toată viața, ați putea? Cu siguranță. Normal. Da. Am putea. Da. Dar am putea să ne transformăm acum într-o clasă frumoasă la școala voastră pe care voi o păstoriți așa cu mândrie și încercați să demonstrați că România are viitor. Și dacă am fi acum în sală și ar trebui domnul profesor să strige catalogul, aș vrea să strige așa pe rând, să cunoaștem în primă parte acești oameni frumoși de pe turcoazică. Sigur că da, păi vom începe cu Raluca Răileanu. Bună dimineața! Eu n-aș vrea în această dimineață să mai fac o introducere despre fiecare, pentru că eu îi iubesc în mod special pe toți, de fapt în mod egal pe toți, și suntem mândri de realizările lor. Și atunci n-aș vrea să spun despre unul poate mai mult sau mai puțin. Da, dar i-aș cu siguranță... I-aș lăsa pe ei să spună noi despre Noi să știi ei. Că avem documentarea făcută și știm despre fiecare în parte. Bună dimineața și bine ai revenit la Matinal și Popular. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Ne bucurăm să te avem. Mergem mai departe. Sigur. Ana Maria Moisi. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Bine ai revenit. Bine ai revenit la noi, mai luminoasă ca niciodată, cu o ie foarte, foarte frumoasă. Am remarcat. Da, mulțumesc frumos. Și îți stă foarte bine. Mergem. Mai are un secret, n-a ajuns la machiaj. Este minunat. Minunat. Încercăm să evităm cât mai mult această zonă. Mihai, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Bine ai revenit la noi, așa, într-o ținută foarte frumoasă, într-un costum foarte frumos. Mulțumesc. Merge mai departe. Ana Spânu, și aș vrea să-mi permit să le urez și părinților ei și a ei la mulți ani, pentru că ieri s-au sărbătorit. Au fost 3 sărbătoriți în casă. Bună dimineața și bine v-am găsit. Vă mulțumesc din suflet. Bună dimineața, draga noastră, și la mulți Mulțumesc ani. Din suflet. Vrei și tu, la rândul tău, să le urezi părinților sau celor de acasă la mulți ani? Da, vreau să le urez părinților un sincer și călduros la mulți ani și că iubesc din suflet. Bunicului din partea mamei un sincer și călduros la mulți ani și îi transmit niște salutări din partea mea și a părinților. Și tuturor telespectatorilor care au sărbătorit ziua de naștere ieri. Perfect. Mergem la Mezina. Da, Mezina noastră, Alexandra Vasilescu. Mergem în banca întâi. Exact. Alexandra Vasilescu. Bună dimineața, Alexandra, bună dimineața, tot frumoasă. Bună dimineața, v-am regăsit. Bine ai revenit. Ești mai frumoasă decât data trecută. Mulțumesc mai frumoasă, frumos. Mai zâmbitoare. Și îmi place. Acelea sunt buzele tale naturale sau te-ai dat un pic cu maglavais, cum s-ar spune?
Mi-am dat cu strugurei de la mama. Cu strugurel de la mama. Bravo, mergem mai departe. Maria Scrioșteanu. Bună dimineața, Maria, bine ai revenit. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Nici tu n-ai dormit bine azi noapte ca și mine. Nu știu ce a fost, lună plină, mercur retrograd, ceva a fost, că n-am pus geană de geană. Dar cu siguranță și Maria a fost acolo, a avut și ea probleme cu mercur retrograd. Doamnelor, domnilor, trebuie să râdem, trebuie să glumim, trebuie să fim buni și trebuie să începem cu o melodie foarte frumoasă. Așa este, dragul meu Mihalis, domnul profesor în această dimineață va deschide petrecerea noastră cu o melodie frumoasă. Nicușor Ionița, doamnelor și domnilor, merge chiar acum către scenă, pentru că și noi și cei de acasă abia așteptăm să-l ascultăm. Haideți să ascultăm o doină frumoasă.
doamnelor și domnilor, suntem alături de dumneavoastră. Vă spunem încă o dată bună dimineața, să aveți o săptămână extraordinară. Așteptăm mesajele dumneavoastră și pe Facebook-ul nostru și pe Instagram. Am postat deja o frumoasă fotografie, am făcut un selfie în această dimineață. N-am mai apelat la colegul nostru, Iulian Radu Gheorghe, n-am vrut să-l deranjăm, pentru că suntem în săptămâna patimilor și ne-am gândit să fim mai buni. Așa este, draga mea. Doamnelor, domnilor, vedeți, avem doamne frumoase și talentate alături de noi, copii minunați, și îl avem și pe domn profesor Nicușor Ioniță. Vrem să vorbim cu Marina Roșu, tocmai ce ne-a cântat. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag, arăți foarte bine și ne-ai cântat foarte, foarte frumos. Vă mulțumesc! Ai și un costum minunat și am văzut și opincile. Așa, ești autentică din cap până în picioare, cum s-ar spune. Vă mulțumesc! Ești foarte talentată, draga noastră Marina, și am înțeles că faci furori, câștigi foarte multe concursuri, ai foarte multe premii, diplome. Da, îi mulțumesc lui Dumnezeu și vă mulțumesc. Și susținerea părinților, bineînțeles, și susținerea părinților. Este foarte importantă. Și susținerea noastră. Da. Și susținerea noastră, pentru că, nu-i așa, doamnelor și domnilor, România are viitor. Mai departe mergem la Daniela Toma. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Și noi ne bucurăm, mai ales că urmezi și școala populară de școala populară de artă și faci studii de canto clasic? Nu. Nu se am perfecționează la școala de artă interpretativă, story music. Da, domnul este profesor Nicușor Ioniță, împreună cu soția lui Silvana Răciu, au grijă să-ți îndrume pașii pe drumul acesta. Așa este, eu am terminat o școală populară de artă la Ploiești. Și aici am venit pentru perfecționare, cu mare drag. Și cum este perfecționarea aceasta? Ce înseamnă, domne, să te duci să te perfecționezi? Să afli, să înțeleagă și lumea de acasă. Păi învățăm lucruri noi de fiecare ce dată. Ce ai învățat un nou și nu știai? Ce nu învățase la școala populară de artă? În primul rând sunt alături de colegi minunați și de doi profesori minunați, cărora le mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru tot ceea ce fac pentru noi toți. Și zilnic învățăm lucruri noi. Venim cu alte melodii noi, chiar am în lucru melodii noi. Te rog, Nicușor, te rog. Puteți interveni, domnul profesor. Sigur că da, asta spuneam. Daniela este la perfecționare și întrebați ce se întâmplă nou. Păi în muzică avem de învățat toată viața. Dar noi pregătim de aproape tot ce ține de repertoriu. Și atunci, un cântec trebuie, în primul rând, filtrat prin sufletul fiecăruia, dar trebuie învățat și cu tehnica vocală adecvată acelui cântec. Și atunci, noi studiem îndeaproape, având ore individuale, studiem îndeaproape fiecare cântec, stabilim metoda de interpretare, așezăm melismele în glas, pentru că ele există, dar frumos e să fie așezați acolo unde trebuie. Așezați melismele în glas, domnul profesor, așa cum și-a așezat domnița din brațele dumneavoastră, florile în păr, pe care aș vrea să o așez mai lângă mine, nu de alta, dar să te vezi la televizor. Sigur, da. Noi avem și tineri talentați, copii și tineri, dar și persoane care vin la perfecționare sau care își doresc sau își îndeplinesc un vis. Eu v-am spus și data trecută că atunci când în suflet există o rană și există la o anumită vârstă posibilitatea de a o vindeca, este un lucru extraordinar. Și avem un caz în cadrul școlii noastre, nu-i dau numele, dar eu mă bucur că ea retrăiește alături de noi perioada în care ar fi trebuit să fac acest lucru, dar s-a dedicat familiei, poate creșterii unui niciodată copil. Sau... Niciodată nu este prea târziu. Niciodată, zic și eu. Și eu zic să ne faci cunoștință mai departe. În continuare. Păi, haideți să ne întoarcem, că am sărit-o pe Simona Corelea, ea vine din Buzău și vă va spune ea mai multe, că astăzi am zis că nu o să vorbesc eu despre ei. Bună dimineața, Simona, bună dimineața, bine și revenit. Bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu în această dimineață alături de dumneavoastră. Cum spunea și domnul profesor, vin din Buzău și continui cu studiile la Școala Populară de Artă Story Music București. Foarte frumos. Mergem mai departe, avem o doamnă. Probabil este în premieră la noi, pentru că îmi place să rețin așa, da, oamenii care trec prin platoul nostru. Să rămână și bine ați venit.
Bună dimineața, bine v-am găsit. Am pășit cu mare drag în casa dumneavoastră aici la Etno TV pentru prima dată. Bună dimineața, ne bucurăm și bine ați venit. Cu siguranță va fi de bine bun v-am găsit pentru dumneavoastră. Ați venit la Nașii Succesului, știați deja lucrul acesta, cred că ne urmăriți, așa cum ne urmăresc cu mare drag telespectatori din toată lumea, să știți. Da, cu mare drag vă urmărim. Și noi ne bucurăm. Sper că nu aveți emoții, v-ați obișnuit cu noi. Casa noastră e micuță, dar primitoare. Primitoare, primitoare. Așa e frumos, doamnelor și domnilor, mai ales că suntem în săptămâna patimilor. Cu ce gânduri intrați, doamnă, în săptămâna patimilor? Cu gânduri frumoase, speranțe, realizări. Doamne ajută, așa să se întâmple. Mergem mai departe. Și ultima va fi cea din tâi, la prezentare mă refer, Camelia Condrat. Vă va spune ea mai mult. Camelia, bine ai revenit la noi. Ne v-am regăsit. Dormi sau mi se pare? Ca să ne trezim un pic. Am puține emoții. Ai emoții? Puține. Pentru? Așa sunt eu. Așa ești tu? Dar ești pregătită să ne cânti? Îți trec emoțiile dacă ne cânti? Da. Da? Perfect. Atunci scena noastră, ai văzut, îți aparține. Da, sau facem o schimbare, ne cântă Marina Roșu, doamnelor și domnilor, pentru că Marina Roșu nu are emoții în aceste momente. Ca să-ți mai treacă ție un pic emoțiile și nouă nebunia. Merge Marina că Roșu. Este luni dimineață și merge Marina Roșu la scenă, pentru că eu am detăinuit ceva cu mândra asta frumoasă. Tu te îngrășeai sau eu mă îngrășeai? Îmi spui în timp ce cântă Marina Roșu.
Thank you.
Camelia Condrat. Doamnelor și domnilor, ne-a cântat foarte frumos, îți mulțumim. Draga mea, Lavinia, ai un interviu în exclusivitate cu Alexandra Vasilescu. Îți predau legătura și ție și Alexandrei. Te rog frumos să ascultăm Alexandra, interviul. Am aflat de la tine cum că ai 6 dințișori care se mișcă, de la care trebuie să-ți iei rămas bun, pentru că vor crește alții. Este adevărat? Da. Dar vorbește la microfon. Da. Și am mai aflat ceva în exclusivitate. Trebuie să spun treaba asta pe post. Alexandra bea cafea. Bea cafea cu lapte, ci că există cafea pentru copii. N-am știut lucrul acesta. Nescui pulbere. Da. Na, trebuia să spui lucrul acesta la televizor. Dacă ai provocat-o cu copilul. Păi am stabilit lucrul acesta că nu trebuie să spunem nume de firme la televizor. Când ai un interviu, nu trebuie. Dar ce s-a întâmplat cu dințișorul? Cu dințișorul? Ce a făcut verișoara ta cu dințișorul? Ți-a legat o ață? Nu, verișoara mea. Așteaptă. Nu, cine? Tatăl ei. Tatăl e mai rău. Mi-a tras cu oață, mi l-a legat. Aici, așa, la microfon. Ca să te auzi. Da, ți-a legat. Mi-a legat aici dintele. Așa. Ăsta. Ăla, așa. Îl văzurăm. L-a tras cu oața, că era mai lungă. Și după aceea, pac, l-a scos. Și nu te-a durut. Și nu te-a durut. Dar ți-a fost frică. Da, mi-a fost frică. Ți-a fost frică? Că eram la ei. Și acum, următorii cei 6 care se mișcă, da? Ăsta se mișcă cel mai rău. Ăla se mișcă cel mai tare. Și nu vrei să mergi la unchiul tău și să-ți rezolve problema cu ața? Să mai tragă de el? Dar nu mai merg, pentru că verișoara mea acum are niște probleme, vomită, iera. Nu vrem să știm lucrurile. Doamnelor, domnilor, revenim după scurtă pauză de publicitate, cu sau fără dinți, stați cu noi.
nu e bună, e ca pământul de greal, îți face inima rea. Bravo, doamnelor, domnilor, ne-a cântat Mihai Moglan. Îl invităm alături de noi pe Turcoazică, pentru că eu mă aflu lângă niște doamne extraordinare, talentate, ne-au cântat, urmează să ne încânte, dar cu siguranță se pregătesc și pentru masa festivă de Paște. Este adevărat? Ce pregătești pentru masa festivă de Paște, Daniela? Este foarte adevărat. În primul și în primul rând ne pregătim sufletește, da? Urmează o săptămână binecuvântată în care trebuie să gândim frumos, în primul rând să fim mai buni și apoi pregătim bucate pentru Paști. Care sunt bucatele care nu trebuie să lipsească de pe masa ta de Paște? Păi cozonacul, ouăle roșii, nu numai roșii, de toate culorile la mine, drobul de miel, ciorbița, fripturica, prăjiturele, cam de toate. Oho! Deci, Lavinia, draga mea, știm unde mergem de Paște la masă. Eu mă informez și despre meniu și despre ce aveți, ca să știți. Dacă nu ajungeți de Paște, puteți merge peste 2-3 săptămâni, că mâncarea e suficientă până la Crăciun. Sigur, da, până... Și... Nu vrem să prindem partea aia până la Crăciun, nu de alta, dar trebuie să fim pe post în fiecare zi, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Doamna Elena Haidău, vreau să ne povestiți și dumneavoastră dacă vă pregătiți pentru Paște așa cum se cuvine. Bineînțeles, întâi sufletește și ne pregătim. Vreau să-mi spuneți cum vă pregătiți sufletește, doamnă. Tot timpul aud să avem liniște în suflet și să ne pregătim sufletește. Eu nu vreau liniște în suflet, vreau să zburd, să fie nebunie, să fie veselie și sufletește să fiu atât de deschis ca o floare, cum au fost ieri florile. La mulți ani tuturor! La mulți ani și din partea noastră tuturor floriilor, să fim mai buni. Asta așa, înțeleg. Doar acum, Mihalis, săptămâna asta. Îți spun eu. Inspirăm, urmărăm până la 5 și expirăm. Să da, te liniștiți. Expirați, doamnă, mai spuneți ce aveți pe masa de Paște, să știu dacă de la Daniela trec și pe la Elena. Bineînțeles, vă așteptăm cu mare drag, cozonacul, drobul. Cu ce faceți cozonac? Cu ce puneți în cozonac? Lapte, ouă, ulei, un de lemn, adică... Nu, eu mă refeream la umplutură, doamnă. Rahat și nucă. Rahat! Și nucă. Trebuie rahat să fie pe masa tuturor românilor, draga mea. Da. Dacă avem cozonac cu rahat, ne va merge bine. Și stafide. Și stafide. Stafide după ce înainte s-au stafidit poamele de struguri pentru că au făcut vinișorul. Doamnelor, domnilor, exact. Aveți toate motivele să petreceți un Paște extraordinar, așa cum o să-l petrecem și noi, plimbându-ne în vizită pe la artiști, ca să nu gătim, să nu ne uite, obosim. Am o curiozitate. Dacă Nicușor face cozonac împreună cu Silvana? Sau îl faci tu singur, sau îl face ea singură? Cum procedați cu bucatele de sărbători? Nu, eu sunt
sunt master șeful familiei mele în materie de sarmale. Eu voi face de Paște sarmale. Restul se ocupă soția, iar cozonacul vine de la Botoșan, de la buna noastră prietenă, Brândușa Covalciuc Ciobanu. Vai, face doamna Brândușa Covalciuc Ciobanu cozonac bun? Extraordinar de bun. Nu știu dacă îl face dânsa sau îl altcineva. Doamna Brândușa Covalciuc Ciobanu. Nu ca șerei eu, ferească. În cască mi se suflă doamna Brândușa Covalciuc Ciobanu să trimiteți câțiva cozonaci pe adresa noastră aici la Etnote. Nu pentru mine v-am zis. Pentru mine și pentru sufletul meu muzica este bună. Pentru că o avem pe doamna Elena Haidău. Dacă nu ne trimiteți noastră, ne dă dânsa. Cu rahat, mult. Elena Haidău, muzica. Să
viață bună, suflet blând ca o lumină. Tot ce înseamnă, toate lume cum se cheamă.
Silvana Râciu, doamnelor și domnilor, cu o melodie de suflet, cu o melodie care sperăm că, așa cum spuneam mai devreme, ne aduce, nu știu, un pic de smerenie fiecăruia dintre noi. Bună dimineața și bine ai revenit la Matinal și Popular. Bună dimineața, Silvana, bine ai revenit. Bună dimineața. De câte ori o ascult sau o cânt, sau în general, de câte ori ascultăm pricezne, cântece de slavă închinate lui Dumnezeu, nu avem cum să nu fim mai pioși, mai vlavioși și mai liniștiți, parcă sufletește. Tu mai devreme spuneai că nu vrei liniște sufletească. Mai vreau, sunt sătul de liniște. Ești sătul de liniște? Sunt sătul de... Păi de un an și ceva numai liniște avem. Tot stăm într-o liniște. Ne dorim
dorim un pic de agitație. Da, ne dorim. Eu am acasă agitație, slavă Domnului, cu trei copii, eu îmi doresc liniște. Da? Vezi, fiecare își dorește ce n-are. Doresc, mi-am găsit o altă zicală. Să-mi găsesc echilibrul sufletului. E, să știi că tot cam aia. Dar trebuie să te apuci de echilibristică. Păi asta vreau să fac, echilibristică. Da. Adevărul că la... Îmi place treaba asta. Aliura mea silfidă e perfectă. Conectare, priză... Namaste. Ștecher, da. Namaste. E bine. Ce faci, Silvana? Ce să facem? Râdem, glumim, pentru că trebuie să ne păstrăm... Corect, am ales această piesă pentru că suntem în săptămâna mare. Începem astăzi săptămâna mare, la biserică sunt denile. E săptămâna în care Iisus a fost apătimit și a fost răstignit. Și cu siguranță suntem un pic mai apropiați de divinitate, pentru că se apropie Paștele, mai sunt doar câteva zile și cu toții, mulți au intrat în febra cumpărăturilor, alții însă mai merg și pe la biserică, se mai spovede, se mai împărtășesc, mai au grijă și de suflet și de lucrurile acestea care nu țin de trup, de partea materială a vieții. Ce faceți de Paște? Încă nu știm. Tu de ce nu ții microfonul? Mă lași numai pe mine să zică lumea după aceea, Doamne, cât a vorbit, dar las că tu ai vorbit jumătate de emisiune. Da, exact. Să știi că de-aia mă aduce el. Cred că l-a pus pe gânduri pe Nicușor un mesaj. Așa? În timp ce tu ai cântat, el ți-a controlat telefonul. Obișnuiești să faci des lucrul știi acesta, că e gelos? Nicușor Ioniță? Da, fac foarte des lucrul acesta pentru a o scăpa pe ea de a șterge... Ce nu este folositor în telefon, să în niciun caz. Să știi că și mesaje din alea de la fel de fel de bărbați, că pentru mai că sunt ăștia, ăsta este adevărul, ăștia da. Nebuni așa, care scriu, nu văd că sunt căsătorită și ei tot scriu. Ei, și tot el le primește. Insistă. Da, tot el le primește, adică el le citește, el le știe. Și le răspund. Le răspund de bine. Da, cu mare bloc. Cu smerenie. Da, cu smerenie și Evlavie. Cu smerenie și Evlavie. Da, în această săptămână așa trebuie să răspundă. El le vede, le citește, se amuză, câteodată se enervează, depinde cum. Dar în general de Paște ce faceți? Stați în, general, în familie, da. Doar voi cinci acasă da. Sau vă duceți la părinți? La... Trebuie să mergem și la părinții lui. Sperăm să nu se uite că vreau să le facem o surpriză. Sperăm să nu se uite la emisiune. Nu știm exact când. Eu ziceam în a doua zi de Paște, el zice în Vinerea Mare. Acum nu știm exact. Acum vor ști exact că mergeți acasă. Da, deci nimeni vor avea grijă să spună. Nu, am avut noi grijă. Nu, dar sunt și ai mei pe recepție, pentru că i-am anunțat că această deci dimineață trebuia suntem să la voi. Tac. Am stricat surpriza. Mama, să ne aștepți de Crăciun. Da, nu știm exact când vom veni, dar vrem de-abia să ne ducem. De-abia are timp să se pregătească cu ce știe că vă place. Chiar vrem așa, cu să ce ne ducem vă așteaptă părinții de sărbători când mergeți acasă? Cu toate cele cu ce tradiționale. Cozonac, sarmale, maică mea face foarte umplutura la cozonac e importantă. Umplutura la cozonac, mama preferă nuca și cacao. Bravo. Cu rahatul rămâne doamna Haidra, nu? Și un pic de rahat. Nu, rahat există în cozonac pe mesele tuturor românilor în ultima perioadă. Auzi, și așa va fi spun, mereu. Mi-a cumpărat, i-am spus acum, când, anul trecut, în pandemie, da, i-am spus soțului meu, zic, vreau să învăț să fac cozonac. Bine, învățasem ceva de la părintele Efrem, dar nu mi-eșea mie așa cum vroiam eu. Și zice, lasă că te ajut eu. Și frământ, Nicușor, 45 de minute și frământ. Ne-a ieșit de vreo două ori. Prima dată, așa, zice, hai că mai facem și a doua oară și ne specializăm. Zice, vezi că mâine nu știu ce era o sărbătoare și să le ducem părinților mei cozonac făcut de noi. Și am stat noi toată seara, noaptea, târziu. Băi, arătau extraordinar de frumos. Când l-am tăiat, dacă îi dădeam unuia cu cozonacul în cap, se smărgea capul. Da, estetic, era extraordinar. Dar era atât de frumos. Ați luat măcar ați făcut poze, le-ați spus pe Facebook. Da. Ce face tot românul? Nu are gust, nu are miros. Și zic, Nichi, mai încercăm și anul ăsta. Nu mai facem cozonac. Eu păi mi-ai luat și Malaxor, acum nu mai facem cozonac? Eu o să încerc anul acesta pentru că am văzut o rețetă extraordinară de la Sfânta Analesco. Da. Da, vreau neapărat de la Sfânta Analesco să încerc cozonaci. Să păstrezi și turismul. Doamna Brândușa, să știți că Mihalis Dumitrache nu vrea de la dumneavoastră cozonaci. Mi-a spus că Analesco i-a promis doi. Chiar doi i-a promis. Nu vine să cred, doi ți-a da, promis da, doi. Are, ai văzut cum... Cum cerne da. Făina. Importantă e mișcarea. Asta îmi place foarte important. Cred că de-aia nu ne-a ieșit nouă cozonaci. Ce așa, da? No, deci, acesta este ritmul.
Da? Încet, încet și din ce în ce mai repede. Dar să știi că n-ai ce trebuie. Bă, crede-mă, am B. Pot și mai mult dacă mai mănânc un pic și de Paște trec la ce? Așa că... Dar la scena noastră este o doamnă minunată. Ne ducem și la domnia sa de Paște să gustărim. Are de toate. Are, are. De drob mi-e poftă în general. Prietena noastră dragă, sigur are masa îmbelșugată ca toată lumea de altfel, nu? Da. Ne cântă Daniela Toma.
ți-ați făcut viața cânte. Doamnelor, domnilor, am revenit la Matinal și Popular, suntem la început de săptămână. Afară este soare, este frumos, iar la noi în case avem liniște sufletească la Matinal și Popular. Avem liniște sufletească pentru că avem prieteni minunați, râdem, glumim, în pauzele de publicitate ne pozăm și revenim în căsuțele dumneavoastră. Cum este în căsuța voastră? Liniște nu e, cu siguranță. Da, agitație mare, cu trei copii, na, imaginați-vă. Cei mari se mai ciondănesc, e așa că Andrada așa e la vârsta preadolescenței. Luca îi zice că e, nu e că e preadolescentă, ci ești preadolescentă. Preadolescentă, da. Corect. Da. Câți ani are? Fiimea face 13, Luca va face 11, iar cea mică 7 luni. 7 luni, cea mică a crescut. Dar da, știi că țipă și ea? Dacă țipă vreunul în casă sau așa, și ea nu cu țipă, eu cred că face vocalize. Da, da, da. Face vocalize la fel cum fac și copiii voștri de la Școala de Artă Interpretativă Story Music din București, unde vă găsesc cei mici, cei mici, cei mari. Până la urmă, care este limita de vârstă? De la ce vârstă nu la ce există vârstă limita de vârstă? Bine, elevi. Limită minimă. Eu zic că 5 ani este pragul de început, pentru că și la această vârstă e destul de greu la 5 ani, dar limita maximă nu există, revenind la ce v-am spus mai devreme, că atunci când vrei să-ți îndeplinești un vis și acest lucru este posibil, nu trebuie să ratezi această ocazie. Mulți au lăsat deoparte pasiunea în timpul vieții pentru a-și crește copiii, pentru că poate au avut alte persoane, nu știu, soții geloși, posesivi, sau poate chiar nu s-a potrivit de niciun fel să-și împlinească visul. Și chiar avea Nicușor o doamnă care venea să facă ore. Câți ani avea? De doamna Bihor. De la Bihor. Da. 72. Deci mulți a venit înainte. Și la 72 să-i facă inimii plăcere, cum plăcerea cum ar veni. Da. Mi se pare un lucru grozav în străinătate, cei care ies la pensie, se duc și fac tot felul de cursuri de dans, pleacă în vacanță, fac o grămadă de lucruri pentru sufletul lor. Au un altfel de cultură, care încet, încet, am văzut că și în România începe să se dezvolte. Înainte, majoritatea celor care ieșeau la pensie, hai să ne creștem nepoții, stăteam acasă, până la urmă casa era ce era mai important, dar în comunități a început să se dezvolte acest lucru. Da,
mergem sigur. Să facem dansuri, facem cursuri, cântăm, ne plimbăm. Am văzut atâtea agenții de turism cu excursii cu oferte, pentru da. Seniori. Și sună chiar așa. Și mie mi se pare un lucru extraordinar. Sper și noi să avem parte de o astfel de bătrânețe. Soțul meu zice că eu zic, eu stau acasă să-mi cresc nepoții. El zice, exclus, ne plimbăm peste tot. În vacanțe și dacă nu va merge soția, mă duc cu... Singur. Singur? Mă duc cu singur. Și singur. Pot să mă duc și cu altcineva, că singur. Tot degeaba mă duc. Cu singur? Nu, no, vorbim de bătrânețe totuși. Adică da, să cu realiști. Singur. Da. Eu, cu singur, da. Da. Și cu ca să revenim la școală, noi nu avem doar cursuri pentru începători sau pentru cei de vârste, eu știu, de la 5 la 20 de ani. Mulți dintre ei vor să-și perfecționeze și fac cursuri de perfecționare, vor să-și perfecționeze arta cântatului. Alții pur și simplu au nevoie doar de vocalize, pentru că noi, interpreții, oricum avem nevoie tot timpul să ne întreținem vocea. Exact. Nu poți să cânti acum sau să faci acum vocalize și mai faci peste 3 ani. Oricum este nevoie ca vocea să fie permanent întreținută. La orice gen de muzică, orice gen de muzică ai cânta, nu ai cum să lași așa în voia sorții. E ca un sportiv. Dacă faci sport, firesc trebuie să faci tot felul de exerciții, să ai să un program bine pus la punct. Sigur mereu, că da. Așa e și cu muzica și cu vocea. Antrenament. Până... Sigur că da. Și vă spuneam chiar la începutul emisiunii că ne diferențiem față de celelalte școli și aici mă refer la cele de stat, nu la cele private, pentru că au mai ieșit colegi de-ai noștri care și-au înființat școli și îi felicit pe această cale. Important e, dacă vrei să dezvolți un artist, e să o faci la modul individual, pentru că inclusiv vocalizele, inclusiv repertoriul trebuie personalizat în funcție de talentul lui. De capacitățile vocale. Da, sigur. Și de timbru vocal. De întindere. Sigur că da. Și atunci, eu zic că este un lucru extraordinar că se întâmplă așa, având în vedere că noi am prins alte vremuri și s-a studiat cu totul și cu totul altfel. Eu chiar mă gândeam că dacă, de exemplu, cum ieșim noi cu elevii și îi ducem peste tot și așa, pe mine atunci nu m-a luat nimeni să mă ducă nici măcar la o televiziune. Nu, păi nici nu nimeni niciodată. Să... Nu existau alte concepții. Vremurile erau de așa natură. Și pentru că suntem în Săptămâna Mare, hai să mulțumim și noi oamenilor minunați care au fost la începuturile noastre alături de noi. Noștri. Profesorii noștri, eu admir și o iubesc și mă bucur de fiecare dată când mă aud cu domnia sa la telefon. Îi doresc să aibă sărbători fericite. Cite doamnei mele, profesor de canto, de acum mulți ani, cum îmi zice ea, mamă, din aia bătrân, numai tu mă suni. Doamna adică Ana, bătrân. Da, din generația mai veche. Doamna Ana Piuiaru, pe care o iubesc și acum și îi voi purta respect toată viața mea, pentru că a avut grijă ca eu să am un drum sănătos pe drumul cântecului. Eu am avut un profesor extraordinar, pe doamna Steluța Popa, care era de o exigență așa ieșită din comun, pentru că vroia ca eu să ajung ceva în viață și o întâlneam în foarte multe jurii, dumnei fiind etnomuzicolog și cercetător științific la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu, pe atunci, acum pensionară, dar a rămas la fel de minunată ca om. Exigentă nu mai este, acum ne arată toată dragostea ori de câte ori o întâlnim, din păcate nu foarte des, dar poate reușim să o mai vedem, așa că ne este dor de ea. A devenit prietenă și cu soțul meu. Într-una din zile soțul meu s-a dus să îi facă o ciorbiță, să-i gătească, zice, hai că mă duc la profesora ta. Am vrut să mă dau și eu mare, ce bărbat ce minunat. Bucătar, și-a luat și-a ales, am înțeles, avem un bărbat minunat și la scenă. Nu știm, doamnelor, domnișoarelor, puteți intra și pe pagina lui de Facebook sau de Instagram. Vreți să-l însurați? De ce nu? Dacă vrea, sigur, dacă știe să gătească ciorbiță la fel de bună ca a ta, dar să știți că pe noi ne-a convins. Este talentat și ne cântă chiar acum. Te rog, acum. Mihai, poți să intervii. Ciorbiță nu știu să fac. Dar nu te-a întrebat nimeni dacă vrei să te însori, lasă ciorbița. No, dar o omletă o scoatem la capăt. Ce știi să faci, Mihai? Ceva așa, cu ce cucerești tu fetele? Cu omletă. Cu zâmbetul și frumusețe. Mâncăruri de astea mai simple, așa, nu extravagant. Păi e la dietă, Mihai. Păi Mihai e la dietă. Cât ai slăbit, Mihai? Nu dietă, 20 de kilograme. Aoleu, da. Dar nu mai mănânci nimic? Cred dar cum să nici 20 de kilograme? Ba da, da. Într-un an? 7 luni, cam așa. Dar spune-ne și nouă repede dieta ta, pentru că ne-ai făcut și pe noi și pe telespectatori curioși. Fără cozonac de Paște, fripturi. Fără rahat, am înțeles. Secretul e mănânc de toate. Poftim? Mănânc de toate, dar în cantități... Da, aproape spre deloc.
Mănâncă de toate, dau o linguriță așa. Vrei cozonac? Nu-i de noi, nu-i de noi. Dar este de cântat acum. Am eu altă dietă. Da? Pe care o țin acum. Trebuie să ne o spui și nouă telespectatorilor. Imediat după ce ne cântă Mihai Moglan, doamnelor și domnilor, aflăm și vă spunem și diete. Da, eu astăzi încep dieta iarăși. Da, în fiecare lună. Și eu. Și la ora și la sate am iubit femei de toate, și fete și măritate. Am avut odată un vis, cineva îmi mi-a zis să iubesc fără încetare tot ce îmi cade în cale. Iartă-mi, Doamne, iartă-mi că am fost păcătos, că am iubit în viața asta tot ce a fost frumos. Dar păcatul mare este, Doamne, altul, care am părăsit măi de la răstosatul. Aveam una în grădină și-o iubeam sub clar de lună, una în casă încuiată și-alta o țineam la poartă. Spune-mi, Doamne, cine-i prost să ierte ce e frumos? Cu sila eu nu le-am luat, am iubit ce mi s-a dat. Iartă-mi, Doamne, iartă-mi că am fost păcătos, că am iubit în viața asta tot ce-a fost frumos. Dar păcatul mare este, Doamne, altul, că l-am părăsit măi de la răstosatul. Azi nu știu ce să mă fac, că nu le mai dau de cap. Au aflat una de alta și mă plândește-mă pasta. E ușor le-i păcăli și pe toate le-i iubi. De mă scap, Doamne, acum îmi jur că mă fac om bun. Iartă-mi, Doamne, iartă-mi că am fost păcătos, că am iubit în viața asta tot ce a fost frumos. Dar păcatul mare este, Doamne, altul, că l-am părăsit măi de la răstosatul. Fetele toate și le duc în alte sate. Și atunci mă însura și o sta la casa mea. O să-mi iau fată frumoasă și o sta doar cu ea în casă. Iartă-mi, Doamne, iartă-mi că am fost păcătos, că am iubit în viața asta tot ce-a fost frumos. Dar păcatul mare este, Doamne, altul, sătul. Bate vântul pe câmpie, iar eu stau și mă gândesc, unde ești copilărie, ce n-altă să te întâlnesc. Bate vântul pe câmpie, iar eu stau și mă gândesc, mea, și să-mi dea pâine din vatră,
copilărie, nici când o să mai trăiesc. Clipele de bucurie, cu drag mi le amintesc. Ce-a fost în copilărie, nici când o să mai trăiesc. Mâna ce mă mângâia și mereu parte-mi ținea, se ruga zile și să mai fi o zi copil, să stau la bunica în brață, sufletul de dor mi-e plin. Aș da câțiva ani din viață să mai fi o zi copil, să stau la bunica în brață, sufletul de dor mi-e plin. Anii repede au trecut și eu mare am crescut. Doamnelor și domnilor, ne-a cântat, a venit momentul să aflăm ce dieta minune, doamnelor și domnilor, dieta minune. Eu am o dietă extraordinară și am început-o de astăzi, este a 15-a dietă în ultimile 3 zile. Că noi lunea mereu intrăm la dietă, nu avem ce să facem, dimineața și intrăm la dietă. Eu acum țin dieta cu caise, mănânc orice în afară de caise. E foarte bun, am ținut-o pe cea cu ananas, dar rezultate. Am pus doar 8 kg pe mine în timp de 3 luni, foarte bun. Am mâncat de toate mai puțin ananas, acum sunt la caise, sper să dacă scot caisele. Am văzut pe forumuri că la modă este dieta cu cartofi și iaurt. Mănânci numai cartofi și numai iaurt. Minunat, minunat. Zi, Mihai, și toată viața mi-am dorit. Mănânci prăjiți? Nu, fierți. Sau copți. E bun. E, știi cum se zice? Sau cruz. E bun, rău. E, Mihai, vrea să spună Mihai ceva, încerca și el? Am ținut și eu cu cartofi. Am avut o perioadă în care m-am simțit rău. Ați fost pe serios acum? Da. Da, așa. Și am slăbit 3 kg. Deci da, merge. Da, că 3 kg în 3 zile, cam așa am văzut. 3 kg? Da. Să mănânci cartofi crud? Nu, fiert. Nu, crud. Mihai, câte kilograme ai? Acum. Nu spunem. Hai, zici și tu 60. Dacă ții 2 luni, nu mai ești. Da. Păi n-ai voie să ții decât un număr limitat de zile. 3 zile se ține. Da, așa știu și eu că 3 zile, dar mai sunt unii care țin și 7. A ținut-o și Liliana Giapana și a pus 250 de grame are în plus. Da. De la iaurt i s-a tras. Liliana, ți-a zis să nu mai mănânci iaurt? De iaurtul nu-i ce trebuie. Doamnelor, domnilor, mâncați ce vă face plăcere. Nu se știe niciodată ce ni se întâmplă mâine. Să murim așa nesatisfăcuți din toate punctele de vedere. E bine să fim sănătoși, să avem cine grijă spune, mă, de alimentația noastră. De când aud asta, pe vremuri, femeile rubensiene ale erau la modă. Căutate. Astea slabe așa, și ai văzut că trăiau? Nu cred că mai sunt așa la mare căutare fetele foarte, foarte slabe, zic. Nu mai zici? Sunt. Zic. Ia o zice Elena, doamna Haideu, că acum sunt cele mai plinuțe. Doamna Elena, noi știm cu dumneavoastră, mâncăm cozonac cu curahat și slăbim de n-avem aer. Uite, eu, de exemplu, acum țin o dietă de vreo 2-3 săptămâni. Am slăbit 3 kg pentru că... bine, eu mănânc așa cam tot ce vreau, inclusiv chipsuri, dar la anumite ore și în timp de 8 ore. Dacă mă încep la 12 prima 8 ore masă, de mâncat, da. 16 de repaus. Da, restul nu mănânc. Chiar mă simt bine. Soțul meu nu reușește, zice că el nu vrea să fie convins. Care, el a ținut o altfel de dietă, da. Cu hrișcă. 3 zile, cu hrișcă. Da, el accentuează că toată lumea înțelege că a ținut o dietă cu frișcă. Ce e adevărat, am slăbit. În 3 zile, hrișcă. Cred că... 100 de grame și la gleznă se vedea. Era nu cel e adevărat, mai... a slăbit vreo 4 kg, dar le-a pus imediat la loc. De după ce n-a mai ținut. Dar tu ai zis. Cum taruc, m-am urcat pe nu ce adevărat. Făceai? O fierbeai și... Atât. Știi atât. Cum e? Nu pune nimic pe asta? Da, ia se... Ca un grâu fiert.
Exact. Ca ăla de... Da, are o anumită iuțeală. Dar ce sunt păsările mai mănâncă? Cu chefir e recomandat. Nu, eu am zis că vreau să țin o dietă. Nu să mănânc altceva. În care să te simți exact, bine. Să mă simt bine. Nu neapărat să vezi rapid. Mesele? La 12 jumate sau 1. Ca să te ține până la 8 ca seara. Să mă ține, da, până la 8, maxim 9 seara. Dar oricum cu 4 ore înainte și mai mult de a mă culca. Dar mă simt foarte bine și m-am obișnuit. Chiar m-am obișnuit cu ideea de a nu mai mânca seara. Cea mai consistentă masă. Și de băut doar apă și cafea fără zahăr. Poți să beau și Pepsi, scuze, o băutură carbogazoasă fără zahăr. Da, eu okay. Sinceră am spus, da. Bunica mea avea o vorbă apropo la chestia asta, că aolo, grasă, e grasă, e grasă. Trebuie întotdeauna să ai câteva kilograme în plus. Dacă te pentru că atunci când va veni un necaz, corpul nu poate să ducă acel lucru. Și atunci are de unde să... Atunci ai de unde slăbi. Da. Asta îmi spunea mie. Așa îmi spunea și mie mama. Da. Eu cred foarte tare în aceste vorbe vechi. Da. Pentru că oamenii, toate aceste vorbe vechi, crezi? Sunt în favoarea da, noastră. Da, era și frumos, mama e. Păi, așa îmi zicea și mie. Nu să zic că lumea spuneau, că n-ai ce mânca. Au spuneau la țară, Doamne, ce gras și frumos era, de ce o fi murit? Da, da, da. E, doamnelor, domnilor, noi mergem cu petrecerea noastră din această zi minunată de luni, când soarele este afară, iar noi în căsuțele dumneavoastră cu o melodie, credem altfel decât poftim, spune-ne. O melodie este o prelucrare folclorică de fapt și de drept, pentru că Raluca abordează și muzica ușoară, dar în această dimineață v-a pregătit o surpriză. Vedeți. Hai să vedem surpriza împreună cu dumneavoastră. Ne cântă Raluca Răileanu. Am venit la oameni buni, la casă.
lasă de bun românii, lumea să se înveselească, așa-i vița românească. Am venit aici cu drag, mulțumesc cui m-a chemat. O bună două joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi la români. O bună două joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi la români. Hai să facem roata mare din hotare în hotare, că e zi de sărbătoare și e veselie mare. Așa joacă neamul meu, lângă el mă prind și eu. O bună două joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi la români. O bună două joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi, la români. De la Daș, de la romani, românul de mii de ani, iubește, petrece, joacă, mereu e viața dragă. Vremuri bune, vremuri grele, trec cu zâmbet peste ele. Să învârtim jocul pe plai, ce mai viață, ce mai trăi. O bună două joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi la români. O bună două joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi la români. Român rămâne, cu cei dragi vrea să se adune. De când pe pământ a fost, Dumnezeu din rău l-a scos. I-a dat oic și grai frumos și trăiește cu folos. O bună două joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi la români. O bună două joacă așa, să se ducă pomina. Sărba noastră din străbunică, așa-i la noi, la
Bravo, Ana Spânu, doamnelor și domnilor! Ne-a cântat atât de frumos, dar am venit aici la masa celor necăsătoriți. Înțelegeți ce vreau să spun. Pentru că suntem în săptămâna patimilor, noi continuăm faptele bune și vrem să aflăm dacă, așa în apropierea Sfintelor Sărbători, prietenele mele de aici de față, Simona, Ana, Maria, dacă cumva au vreun gând prielnic. Despre Mihai am vorbit, este singur, fetelor, domnișoarelor, slăbește într-una, 100 de grame în coate și genunchi, ca și mine de altfel. Vreau să te întreb, Simona, ce vei face de Paște? Nu, știu că te-am intimidat un pic, dar după aia te întreb. Întâi te iau așa frumos. Prin învăluire. Da, mergem un pic pe după vișini. De Paște o să fiu acasă cu familia. Cu mama, tata, sora. Câți anișori? Am 21 de ani. A, ești numai bun. 21 de ani, doamnelor și domnilor. Da, ai vreun prieten? Pretendent? Nu. Nu? Pagina de Facebook, de Instagram? Simona Curelea, pe ambele conturi, și pe Facebook și pe Instagram. Ai și oficial, pentru că am văzut că foarte mulți artiști acum nu mai au conturi simple, știi? Dacă au numele acolo, trebuie să scrie alături și oficial. Adică e oficial ca un cont pe Facebook. Da, eu am și pagină. Și profil personal. Da, și scrie ambele, oficial? Nu, bravo, Simona, deci. Simona Curelea, doamnelor, domnilor, în special domnilor, 21 de ani, frumoasă, foc, talentată. Vedeți? Niciodată nu se știe ce putem rezolva. Mergem mai departe. Ana, draga noastră, vreau să te întreb ce vei face la masa de Paște, după aceea ne spui și partea matrimonială. La masa de Paște o să fiu alături de familia mea. Salutăm pe cineva în această dimineață? Doamne, ce ochi frumoși ai! Salut familia, în primul rând, toți telespectatorii care ne privesc și le doresc un Paște fericit. Bravo! Există un prieten viitor, nu ceva? Nu există. Cu șaiba, de obicei. Nu. Cu lucru nu. Mecanic, nu. N-avem nu, lucru, nu, nu, nu. Pagina de Facebook, de Instagram, vă rog. Ana Maria Moisi. Oficial. A, tu ești cu oficial. Da. Dacă nu scrieți oficial, nu știm că existați. Așa trebuie. Da. E cu doi de F sau este pe românește oficial? E cu doi de F. E cu doi de official. Regulamentar. Adică... Regulamentar cu doi de F. Așa trebuie. Cei care nu au oficial sunt niște invidioși, vă spun eu, pentru că da, am. Mulțumesc frumos. Da. Da. Așa. Da. Și sar în apărarea fetelor frumoase și talentate. Official. Oficial. How do you faci? Thank you very much. Să fie. Să fie dumneavoastră acolo, să fie bogăție, să fie scris. Lavinia Furtună, official, doamnelor și domnilor, vă rog frumos, dați-mi un like. Merg mai departe, ești în căutare? Îi rog pe domn să te caute? Momentan nu sunt în căutare. Nu? Nu? De ce? Viața e frumoasă, merită trăită din plin în doi, se spune că viața e extra... Suntem în post după Paște, poate. Da, în post. Ai încredere în mine, eu sunt sfânt și mă cheamă și Codruț, sunt Sfântul Codruț și eu îți dau dezlegare la ce vrei tu, mai ales în această săptămână. Merg mai departe pentru că, doamnelor, domnilor, urmează o nuntă extraordinară, nunta anului 2021. Doamna Elena Haidău se va căsători în curând, așa am înțeles, de la nașii Silvana Râciu și Nicușor Ionit au pus bani deoparte ca să vină la nușă. Da. Sper să fie... Ce sperați, doamnă? Să fie și nunta asta, să fie și domnii profesori, să fie... Nași. Doamnă, de ce nu? De aceea suntem la televizor. Ce se spune la televizor este ca un contract pecetluit așa cum trebuie. Este foarte adevărat. Da? Da. Cum este viitorul soț? Unde l-ați cunoscut? Puțin plinuț. Se poartă? Da. Se poartă, bineînțeles. Doamnă. Vreți să fie slab? Ce să fac? Ce să facă sărăcia dacă e slab? Nu se poate, nu mai se poate. Mai cum să mai facă și treabă prin curte? Ce mai fac cu el? La microfon faceți treabă prin curte. Ce faceți în curte? Treabă prin curte. Ah, înțeles, am crezut că v-a făcut curte o perioadă destul de îndelungată. De cât timp? Cum se numește domnul? Să-l salutăm. Nu dăm nume. Nu? De ce nu? Îl cheamă, e un nume străin? Da, nu străin, nu neapărat străin, e român, bineînțeles. Dar putem să spunem Ion, Vasile, Gheorghe, nu știe nimeni despre cine vorbim. Nu e așa? Cum se numește domnul?
Să zicem Nicolae. Nicolae, Nicolae. Așa, Nicolae și mai cum nu spunem. Nu mai spunem. Nu, dar nu trebuie să spunem, doamnă, că de când avem rețele de socializare, nu știți când apar altele și îl fură fix de acolo. Normal. De cât și timp, eu vreau să-l țin numai pentru mine. Așa mi se pare corect, doamnă. De cât timp aveți această minunată relație? Am mai avut un soț și nu a fost numai pentru mine. Dar pentru cine a mai fost, doamnă? Păi acum e pentru soția lui, care o are acasă. A luat-o pe alta. Da. Era mai tânără sau mai... Nu. Mai cu starea nu. Materială? Sunt mândră că sunt mai frumoasă decât ea. A, bravo, bravo! Bravo, doamna Elena Haidău! Așa trebuie, doamna Elena. Și acum soțul, mai mare, mai mic, îmi place despre dumneavoastră maxim. Și mie, mulțumesc. Nu, no, nu, no, eu vă las în este treaba înalt, lui Nicolae. Este înalt, ești la o capră, dacă tot vă placeți așa reciproc. Așa. Și ai mei sunt și verzi și albaștri. Doamnă, doamnă, știți, ne vede Nicolae, nu mai spuneți că sună... Aveți pagină de Facebook, de Instagram? Doar Facebook. Doar Facebook, aha, așa? Mă numesc Elena Haidău pe Facebook. Oficial sau? Nu. Neoficial. Nu. Neoficial. Neoficial, doamnelor, domnilor. Doamnă, sunteți minunată. Când e nunta, să știm să... Să vedem, nu. Știți că la nuntă vorbeam și în pauza de publicitate cu prietenii noștri, care sunt la scenă de altfel, Nicușor și Silvana, că atunci când faci nuntă, două, trei mese, știți că sunt cu invitați da, din ăștia. Am foarte de PR. De am PR. Foarte nu, mulți nu, prieteni nu. Cunoscuți. De PR, adică... Vreau să-i salut pe toți prietenii mei din comuna Ștefan cel Mare și localnicii mei, județul Călăraș, pe vin cei toți din la Vama nuntă? Veche. Da, Vama Veche! Acolo îmi caut pereche, doamnă! Aveți super. Vreo pensiune toți ceva să stau și eu de Paște? Toți localnicii de acolo mă cunosc. Ne urmăresc ca... prietenii dumneavoastră din Vama Veche? Toată hipstăreala e la Edno TV acolo. Îmi spun în Vama Veche, se știe când ajung eu acolo, privighetoarea vămii. Oh! Doamnelor, Lilișor, te rog, iartă-mă, știu că trebuie să cântăm, dar vreau să vă întreb așa, există vreo pensiune, vreo vilă, ceva? Vreau să plec pe 30. Da, pe bineînțeles, undeva. Vă recomand cu mare drag. Nu, nu, să nu spuneți numele. În particular, adică pot să da, vin, da, fac niște story-uri frumoase. Vorbim, vă dăm numele de telefon. Nu dați numele, avem, mă. Vin numere direct de și eu fac niște story acolo, pun acolo. Am exact, fost la doamna exact. Elena, da. Nu mi-a plăcut niciodată. N-am făcut nici... Bineînțeles. Pe plajă doarme doamna Elena. Acum cu Nicolae. A venit căldura, a venit căldura. Doamnelor, domnilor, mergem la mare, la soare. Da, Doamne ajută să ne căim și să ne smerim, pentru că nu știu ce m-a apucat în această dimineață. Dar românul-i vesel și dacă nu râdem și glumim, pentru ce naiba mai trăim? Doamnelor, domnilor, ne cântă Nicușor Ioniță și minunata Silvana Râciu. Inimile noastre bat doar din iubire, sufletele pline sunt.
rânduit Dumnezeu. Suflet pereche să-ți fiu eu, încă o viață de aș mai trăi, tot pe tine te-aș iubi. Așa rânduit Dumnezeu, suflet pereche să-ți fiu eu, încă o viață de aș mai trăi, tot pe tine te-aș iubi. Inimile noastre bat doar din iubire, sufletele pline sunt de fericire. Viața toată noi împreună vom fi și la fel ca azi mereu ne vom iubi. Inimile noastre bat doar din iubire, sufletele pline sunt de fericire. Viața toată noi împreună vom fi și la fel ca azi mereu ne vom iubi. Doamnelor, domnilor, am revenit la Matinal și Populari. Nici nu știm când au trecut cele trei ore alături de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că și astăzi ați fost în fața micului ecran alături de noi. Am râs, am glumit, chiar dacă este săptămâna patimilor. Bunătatea se face prin ceea ce demonstrăm că suntem, nu prin ceea ce la un moment dat mai spunem și noi, pentru a vă face mai fericiți și să vă aducem zâmbetul pe buze. Vă mulțumim din suflet, dragi prieteni, pentru că ne-ați fost alături și astăzi. Am citit mesajele dumneavoastră, mulțumim și celor ce au trimis mesaje la 1204 un euro plus TVA. Nu uitați, în ziua de Paște, în duminica Paștelui, petrecem împreună cu dumneavoastră de la orele 8:30, 4 ore de distracție cu surprize, cu invitați extraordinari și cu iepurași, iar de la orele 15, tot în duminica Paștelui, se strigă Bingo Mania. Așadar, rămâneți alături de noi, pentru câștigă că toți România. Colegii noștri de aici, de la Etno TV, v-au pregătit surprize extraordinare. Mai trebuie să vă spunem că vineri, în Vinerea Mare, avem o emisiune extraordinară, iar alături de noi va fi înalt preasfințitul Teodosie. Stați cu noi să vedeți un interviu extraordinar, emoționant și pentru fiecare suflet în parte, câte o vorbă bună din partea înalt preasfinției sale. Vrem să le mulțumim invitațiilor noștri de astăzi și sponsorilor noștri din acord pentru sunet www.okawa.ro, Mademoiselle Atelier, Atmosfer Fashion, cofetăriei Claus și lui Nea Vasile Cozonac. Vrem să le mulțumim și celor doi profesori, artiști dragi. Mulțumim Nicușor Ioniță, mulțumim Silvana, mulțumim tuturor acestor oameni talentați și minunați și simpatici. Cu siguranță ați fost la nașii succesului, trebuie să mai veniți, succesul este garantat, din toate punctele de vedere. Sigur că da, noi vă mulțumim pentru invitație, pe această cale îi mulțumim și Lilianei Giapana, pentru că și ea este vinovată, cu ghilimele de rigoare, de prezența noastră astăzi aici. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și dorim tuturor celor de acasă sărbători luminate, cu liniște sufletească și cu împăcare. Să dea Dumnezeu ca și după această sărbătoare să rămânem mai buni, mai iubitori și mai grijulii față de cei de lângă noi. Vă mulțumim tare mult și vreau să ne spuneți așa pe scurt cu ce surpriză încheiem emisiunea. Cu o melodie de grup, Trenul e mașină mică, o piesă cunoscută din folclorul românesc și sperăm că v-am fost astăzi pe plac, sperăm că le-am fost pe plac și telespectatorilor și le dorim cu toții sărbători binecuvântate și vouă, bineînțeles. Paște fericit vă dorim și noi. Doamnelor, domnilor, nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. Acum mergem fie cu trenul, fie cu mașina mică, dar mergem cu distracție și ne luăm la revedere până mâine dimineață la orele 9 fix. Doamnelor, domnilor, petrecerea noastră de aici, de la Matinal și Popular, continuă. Story Music!